Să folosim și ocazia aceasta și să binecuvântăm pe Domnul și să ne binecuvântăm unii pe alții. Amin? Totodată să ne cercetăm înaintea Cuvântului Sfânt, să vedem dacă suntem liberi sau robi. Poate în vremea noastră mai puțin ne gândim, dar haideți să ne transpunem în situația celor din alte perioade istorice, când existau sclavi. Sau, chiar și acum, gândindu-ne la țările în care există opresiune, cât de mare este diferența dintre a fi liber sau a fi rob? Libertatea este starea în care nu depinzi de nimeni în mod neplăcut. Aceasta înțeleg eu și din cuvintele scrise în cartea Iov, capitolul 36, versetul 16. Și pe tine te va scoate din strâmtoare ca să te pună la loc larg în slobozenie deplină și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. O stare de libertate își doresc toate ființele, inclusiv animalele. Tot în cartea Iov scrie aici, de la capitolul 39, despre cerboaice, despre puiilor, despre măgarul sălbatic. Și știm asta. Își doresc libertate. Însă, din nefericire, unii înțeleg libertatea în dreptul de a păcătui. Am spus, definind de la început ceea ce cred că este libertatea, starea în care nu depinzi într-un mod neplăcut de nimeni. Dar asta înseamnă și să nu afectezi pe cineva într-un mod negativ. Spunea profetul Ieremia în cartea sa, citesc în capitolul 2, versetul 31, despre tendința evreilor de atunci și în general a oamenilor, o neam rău de oameni, uitați-vă bine la cuvântul Domnului care zice: am fost eu o pustie pentru Israel sau o țară plină de întuneric, beznă? Cu alte cuvinte, nu v-am oferit condiții, zicea Domnul. Pentru ce, zice atunci poporul meu, suntem sloboși și nu voim să ne întoarcem la tine? Ce înțelegeau libertatea altfel? Robia de orice natură ar fi este specifică păcatului și păcătoșilor. Ea nefiind inițiată de Dumnezeu, dar este îngăduită de El. În Galateni, capitolul 4, Pavel face referire la fiul născut în chip liber, adică atunci când doi, un bărbat și o femeie, se căsătoresc, în mod liber ei decid să fie împreună și să aibă copii. Dar ce s-a întâmplat cu Ismael, conform Genesa 16, n-a fost o libertate deplină. Lui Agare a fost poruncit la ceea ce s-a întâmplat. Și a avut dreptul doar atât, până s-a născut Ismael, să-l aibă pe Avram. Și știți ce s-a întâmplat de acolo în continuare. Dar haideți să încercăm să aprofundăm cele scrise în Biblie și evident să ne cercetăm pe noi dacă suntem liberi. În primul rând, să știm că promisiunile divine cuprinde liberarea oamenilor de orice opresiune spirituală sau fizică. Lucrarea de eliberare, faptul de a deveni oameni liberi, aparține puterii și lucrării mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și realizată în mod executiv prin Duhul lui Dumnezeu. Au fost profeții despre libertatea care Dumnezeu voia să o aducă. În cartea profetului Isaia, de exemplu, citim la capitolul 40, de la versetul 1, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul nostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit. Și când ne gândim că evreii au fost multe vreme, de multe ori în robie, a se sfârșit robia, e ceva extraordinar de interesant. Iată ce citim tot în Isaia, capitolul 61, de la versetul 1. Sunt cuvinte împlinite la vremea potrivită prin Domnul Iisus Hristos,
cum spuneam, El este autorul libertății, iar Duhul Sfânt este Cel ce execută această lucrare în mod punctual, din generație în generație, individ cu individ. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Și să vestesc un an de îndurare a Domnului, să mângâi pe cei toți, pe toți cei întristați. Suntem noi reconștienți de harul care ni l-a oferit Domnul Iisus? De harul care ne este oferit prin Duhul lui Dumnezeu? Am întâlnit situații în care unii spuneau, nu pot să scap de un gând. Și după ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, după ce armele cu care au fost dotați au devenit mult mai performante, le-a fost foarte ușor. Scrie în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17, căci Domnul este Duhul, adică Dumnezeu este Duh și puterea Lui operează în lumea spirituală. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Libertatea a fost dăruită și robia îndepărtată. Aceeași idee rezultă foarte clar și din Efeseni, capitolul 3, sunt versete de valoare, 3 cu 12. În versetele anterioare este scris despre planul făcut în Domnul Iisus, aici despre ceea ce includea acest plan. În El avem, prin credința în El, slobozenia, adică eliberarea de orice robie. Și tot prin aceasta, dreptul, scrie aici, apropierea de Dumnezeu cu încredere. Cum știți că în vremea când în Statele Unite, înainte de abolirea sclaviei, erau localuri sau în cercul Upper Hyde, unde n-aveau negri drept să intre oriunde, intrau albi. Și nouă, începând cu expulzarea din Eden, sau chiar prin imaginea cortului din Vechiul Testament, nu toți oamenii aveau drept să se apropie. N-aveau libertatea asta să intre. Știți când a intrat împăratul Ozea în templu, ce a spus? N-ai dreptul acesta, ce cauți aici? Mulțumim Domnului Iisus pentru ceea ce a realizat pentru noi. Când sau de când obținem această libertate deplină? Eliberarea din orice robie și accesul liber la Dumnezeu. Libertatea spirituală se obține odată cu nașterea din nou și înfierea în familia Tatălui Ceresc. Din acest moment, orice revenind la robie este o acțiune vinovată a omului. Dumnezeu ne-a oferit libertatea prin înfiere. Citim cuvintele Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la versetul 31. Și a zis ucenicilor iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. I-au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-a fost niciodată robi nimănui. Dar și atunci erau robii romanilor, erau robii păcatului. Adevărat, adevărat, vă spune, a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Deci, în versetele acestea, avem răspuns la primele două întrebări. Cine ne-a eliberat? Fiul. Când suntem liberi? Când devenim și noi fii. Citim și în Romani, capitolul 6, unde Apostolul Pavel explică versetele 6 și 7, unirea noastră cu Domnul Hristos ne conferă drepturile Lui. Nici moartea nu l-a putut ține. Roman 6 cu 6 și 7. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului. Căci cine a murit de drept, și noi am murit de drept, adică în acte suntem declarați morți prin moartea Fiului Dumnezeu, este izbăvit de păcat.
Și un alt cuvânt care întrejește cele citite, îl aflăm în Galateni, capitolul 4, unde ni se vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, pentru că asta e dovada faptică și definitivă a nașterii din nou, primirea Duhului lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt. Galateni 4, cu 6 și 7, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Slăvit să fie Domn! Să ne bucurăm de aceste drepturi. Apostolul Iacov vorbea despre legea slobozeniei. Aceasta trebuie aprofundată și evitată orice întoarcere la robie. Iacov, capitolul 1. Citim versetul 25. De fapt, unde găsim legea slobozeniei ca să o aprofundăm? Care e manualul, metodologia? Scriptura. Dar cine își va întâlni privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei? Pentru că toată Scriptura avea în vedere ca noi să devenim liberi și ne arată cum. Juridic, practic, cine va stărui în aceasta, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Deci noi trebuie să luăm act de libertatea noastră și să ne manifestăm în consecință. Se spune că în Statele Unite, după abolirea sclaviei, un fost proprietar de sclave a întâlnit într-o gară pe doi foști sclavi și zice la unul: John, ia bagajele! Și ăsta se apleacă și celălalt îl cotește și spune să-și le ducă dacă vrea. Tu nu știi că nu mai ai niciun drept să te supui. Nu mai are niciun drept să te supună. Diavolul nu mai are autoritate. Păcatul. Mulțumim Domnului pentru acestea. Scrie tot aici Iacov, 2 cu 12. Să vorbi și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Și vom vedea pe parcursul lecției mai multe, pentru că trebuie să ne cunoaștem statutul, libertatea care ne-a fost oferită. Citim și în 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 18. Spuneam că trebuie evitată orice întoarcere la robie. Mi-amintesc de o vedenie pentru un frate în care Domnul, în urma rugăciunii, a arătat că i-a tăiat legăturile și se spunea pășește. Și era atenționat, dacă nu pășești, diavolul te va lega din nou. 2 Petru 2 cu 18. Ei vorbesc cu trofie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărni și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat, le făgăduiesc slobozenia. Pentru că ăsta e mesajul Scripturii. În timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Și aici spune despre trista posibilitate ca după ce ai fost eliberat să ajungi din nou rob. În adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că Lui îi datorăm eliberarea, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Doamne, păzește-ne de așa ceva. O altă mențiune, cred importantă, libertatea creștină presupune nerespectarea cerințelor omenești tradiționale sau ocazionale. Pentru că în religii, și în mod deosebit, Noul Testament are de-a face cu eliberarea de sub chingile tradiției evreiești, trebuie să știm că libertatea ne dă această autoritate în lumea spirituală și asta trebuie manifestată și în relațiile interumane, în practica religiei, în a nu ne supune la ceea ce, de exemplu, spunea Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2. Citim cuvintele lui de la versetul 20. Dacă ați înviat împreună cu Hristos,
sau fi spus dacă ați devenit liber prin el. Față de învățăturile începătoare a lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume vă supuneți? Supunerea înseamnă robie. La porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Știți câte restricții erau, de exemplu, legate de necurății, de alimente, de oameni, de animale? Și spune aici, toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebărânțarea lor și sunt întemeiate pe niște porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Adică omul, doar prin deprinderea lui, prin încercarea de a face ceva în mod ascetic, nu ajunge la rezultate complete. Aceasta este ideea și în 1 Timotei, capitolul 4 cu 8. Și noi trebuie să înțelegem asta în contextul libertății care ne-a fost oferită prin Domnul Iisus, căci deprinderea trupească, diferite canoane, iese de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Citim și în Galateni, acolo unde avem mai multe referințe, vă spuneam că în mod deosebit în Noul Testament întâlnim evidențe care au de-a face cu învățătura adevărată a scripturilor și practicile evreiești tradiționale. În vremea noastră ne izbim, de exemplu, de diferite practici ale religiei ortodoxe sau alte obiceiuri. Noi trebuie să știm că avem libertate în Hristos. Citesc Galaten 2, de la versetul 3. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fosilit să se taie împrejur. Din pricina fraților mincinoși, furișași și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Pentru că Pavel explică în alte scrisori ale sale că tăierea împrejur sau netăierea împrejur nu dau valoare. Să ne gândim practic cu ce devine un om mai sfânt că e tăiat sau nu împrejur. Eventual pot să aibă o utilitate de ordin medical, ceva legat de sănătate, dar nu în ce privește mântuirea. Tăierea împrejur și-a avut mandatul ei, Avram a ascultat, a avut, cum spune în Evrei 9, timpul specific, dar acum nu este necesar să ne tăiem împrejur. Citim Galateni, capitolul 5, versetul 1. Tot cuvintele apostolului Pavel. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Deci, în primul rând, am amintit de jugul spiritual, dar apoi întâlnim aici un jug uman. Am citit din Coloseni 2 de porunci omenești. Și spunea Pavel, noi nu ne-am supus decât la ceea ce Dumnezeu cere. Aici însă trebuie să fim atenți ca fiecare să se raporteze la comunitatea în care trăiește cu scopul mântuirii și neafectării libertății altora. Să citim din Corinteni. 1 Corinteni 6, versetul 12. Și vorba apostolului, sperăm să pricepem. 1 Corinteni 6 cu 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, adică am libertate. Dar nu toate sunt de folos. Cum spuneam încă de la început, libertatea nu înseamnă să fac orice sau oricând. Pentru că pot deveni rob tocmai pe fondul libertății. Și spune în partea finală a versetului, nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Întoarcem pagina, capitolul 8, aici se vorbește despre felul care trebuie să ne raportăm la cunoștința și conștiința altora. 8 cu 1, în ce privește lucruri jertfite idolilor, știm cu toții, avem cunoștință. Dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Și Pavel explic, un idol e tot un agonemic. Puteau să mănânce carne care a trecut pe la temple în idol, eventual să nu fie expirat așa, din punct de vedere al calității. Pavel zice, mă rog și nu e nicio problemă.
Dar existau oameni care se temeau să nu fie afectați de spiritele acelea sau exista riscul. Alții să meargă în partea cealaltă și să spună, dacă am libertate, mă duc direct acolo la templu. Și acolo să fie prinși din nou de vraja acelor stări spirituale. De aceea spune aici, versetul 9, luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Deci trebuie să ținem cont de alții. Ca să dau un exemplu practic. Sunt diferite sărbători de peste an. Vine sfârșitul anului. Eu personal am toată libertatea să cred că alea n-au nimic de a face cu Biblia. Dar eu trăind într-un mediu românesc ortodox și întrucât și frățietatea în acele zile se adună, eu trebuie să țin cont ca să nu-i jignesc pe frați. Eu în sinea mea nu-i dau nicio importanță acele zile. Dar dându-mi seama că alți frați se raportează altfel la ziua aceea, eu trebuie să fiu atent și să nu mă duc doar înainte cu cunoștința. Să îmbin cu dragostea. Și ținând cont și de altul, zice Pavel Roman 14, sunt apreciat și de Dumnezeu și de oameni. Doamne, ajută-ne! Adăugăm aici și din capitolul 10, cele scrise la versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Deci să nu folosim libertatea în sens negativ. Nimeni să nu-și caute folosul, ci să fiecare să caute folosul altora. Foarte concret, versetul 29, vorbește nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să pricepem, amin? Să luăm un alt exemplu. Poate cineva zice, și am auzit discuții pe tema aceasta, am libertate să vin cu mânică scurtă la adunare și să slujesc. Nu trebuie să mă îmbrac ca un preot. Da, dar alții vor spune, de ce nu este cu mânică lungă până aici, la manșet? Și în aceste condiții mă voi purta în așa fel încât să nu îi deranjez pe ceilalți. Chiar dacă am libertatea aceasta. Acum, asta nu poate fi dusă la extremă ca să îndeplinim mofturile oricui. Ne referim la credincioșii care sunt sinceri, dar care au ajuns doar până la un anumit nivel de înțelegere. Și cred cuvântul cel mai bogat îl găsim în Galateni 5, în ideea aceasta, unde scrie de la versetul 13, pentru că greșelile sunt pe ambele extreme. Unii se vor teme și să pună Biblia pe scaunul unde stau, alții spun că au libertate să se roage întotdeauna sunt înșezut. Iar alții pretind libertăți în a trece până dincolo de limitele moralității. Galateni 5, la versetul 13, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Adică nu avem niște reguli din acelea foarte, foarte stricte, cum era în nici cele de sub lege care și-au legat de legea ceremonială, care și-au expirat mandatul, și cu atât mai puțin cele legate de tradițiile evrești. Numai nu faceți din slobozenie această o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Eu sunt liber să slujesc Domnului, nu doar după un anumit orar, ci la orice oră să mă închin, să mă bucur, să ne adunăm. Asta e adevărata libertate. N-am libertate să nu vin niciodată la adunare. Sunt liber. Apoi relațiile cu frații. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Adică n-am o anumită obligativitate cum să-l ajut pe altul. Cum era în Vechiul Testament. 6 ani să slujească, în al 7-lea an să ia datoria. Nu sunt constrâns de aceste reguli. Dar sunt constrâns de libertatea în dragoste de a-l ajuta pe altul. Am libertate să-l ajung când vreau, în anul al doilea, al treilea, al șaptelea, dar dacă nu-l ajut nici în al șaptelea, nu știu ce libertate asta. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Doamne, ajută-ne!
pentru că iubind, nu-l fur, nu-l mint, nu-l înșel, nu poftesc de la el. Asta e adevărata libertate. Nu să fac binele numai la orar, ci să fac liber binele oricând, cu pasiune, pentru toți. Doamne, ajută-ne! Și încă un aspect. Viața de credință permite diferite libertăți specifice vieții pe pământ. Adică am libertate să mă căsătoresc sau să nu mă căsătoresc. Sunt liber. Asta care nu v-ați căsătorit, noi care suntem căsătoriți, gata cu libertatea asta. Dimpotrivă, noi suntem legați de partenerul de viață. În 1 Corinteni, capitolul 7, Pavel se adresează celor ce erau robi, sclavi. Citim de la versetul 20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa cel slobozit care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Deci aceste stări nu împiedică mântuirea, dar este bine, pe cât se poate, să nu depindem de alții. Te-ai băgat în bancă, cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Te-ai legat în niște contracte grele, ai devenit rob. Pe cât se poate, în aspectele acestea umane, economice, sociale, să fim liberi. Nu se împiedică mântuirea dacă te prinde Domnul sau moartea dator, dar viața e mai neplăcută în a fi rob. În Efeseni, capitolul 6, Pavel se adresa stăpânilor de sclavi, sclavilor, de la versetul 5, robilor. Ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Dacă nu poți să te eliberezi, rămâi în condiția de sclav, slujiți-le nu numai când sunte sub ochii lor, ca și cum aș vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Versetul 9, și voi, stăpânilor, portați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Deci, dacă se poate să fim liberi, cu atât mai bine. Iată și două exemple. Domnul Iisus Hristos este modelul libertății și realizatorul ei. Știți că El a împlinit cerințele biblice, dar nu s-a supus canoanelor din vremea sa. Și a învățat și pe ucenici așa, și se deranjau farisei. Uite că fac ce nu-i îngăduit să fac în ziua sabatului. Și Domnul le-a spus, ce fac rău cu asta? A zis, voi faceți rău, că în ziua sabatului sunteți gata să-mi faceți rău. Bine, nu dați voie, dar rău cât în cap. De ce nu se spală pe mâini? Și alte practici care le aveau, știți? Marcu 7, cu 1 la 13. S-au deranjat. El a realizat libertatea și a trăit-o. Și a realizat-o pentru noi. Citesc din Evrei, capitolul 10, acestea sunt cuvinte care trebuie să cutremure ființa noastră, să ne umple de bucurie, gândindu-ne la robia veșnică în care eram ca păcătoși. Evrei 10, citesc de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, nu mai sunt perdele și uși care să nu se deschidă. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Asta e libertatea, să te apropii de Dumnezeu. Nu să te îndepărtezi libertate. Cu o inimă curată, o credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Și alt exemplu pentru libertate, apostolul Pavel l-am numit părintele doctrinei libertății spirituale. El a născut, zis așa cum se obișnuiește terminologia, doctrina asta, nu de la sine citire, ci în baza revelației și inspirației primite de la Domnul. Să ne oprim puțin în Roman 7. El a primit dreptul, harul, să întrejească cuvântul lui Dumnezeu, să explice Vechiul Testament în completarea planului lui Dumnezeu. Mai întâi de exemplu de la versetul 2, cu o femeie și un bărbat. E căsătorită, e legat, nu e liber.
Dar zice de la versetul 3, dacă îi moare bărbatul, iese deslegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după un altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți aia altuia, adică acelui ce a înviat din morți și aceasta ca să duce în roadă pentru Dumnezeu. Deci legea ne condamnă. Domnul a murit pentru noi și noi nu mai suntem vinovați. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcaturilor așezate de lege lucrau mândurarea noastră și ne făceau să aducem roadă pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi. În ce sens? Îmi cerea ceea ce eu nu puteam să fac, toate acele rânduieli nu puteau fi îndeplinite în întregime. Se aduceau jertfe, dar, zice în Evrei 7, legea n-a făcut nimic de săvârșit, dar acum putem să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Asta pune problema în modul general și apoi trece punctual, pe individ. Versetul 14, știm în adevăr că legea este duhovnicească, adică cerințele lui Dumnezeu sunt bune. Dar eu sunt pământesc vândură păcatului. Versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. De ce? Robul n-are putere. Scrie aici în versetul 23. Văd în mădurarele mele o lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădurarele mele. După părerea mea, ca să înțeleg sau să înțelegem, haideți să ne imaginăm legea gravitației. Care poate să facă excepție la legea gravitației? Niciun. Ridici piciorul și vreau să mă sui la balcon, uite pe aici, unde e monitorul. Nu poți. Dar dacă s-ar suspenda legea gravitației? Nu mai te duci roată prin hol. Cum se mișcă cosmonauți în spațiile orbitale. Ei, asta trebuie să se întâmple. Și de asta am spus de la început că Domnul Hristos și Duhul Sfânt ne dă capacitatea aceasta de a fi liberi. De a putea trăi voia lui Dumnezeu într-un mod liber, nu forțat. Asta nu înseamnă că nu ne opunem păcatului sau că înfrânarea poftei nu are rolul ei. Dar avem puterea să facem, avem voință, avem bucuria să o facem. Și spune apoi în capitolul 8, de la versetul 1, acum, dar nu mai este nicio osândire. Pentru cei ce sunt Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Asta este o temă mai vastă, noi am atins-o numai parțial, potrivit cu lecția noastră. Mai citesc despre Pavel în 1 Corinteni 9. Acolo vorbește tot despre sine, ca și slobozenie. 9:1. Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? Și zice el de la versetul 19. Căci măcar că sunt slobă față de toți. M-am făcut robul tuturor de ceea ce te spuneam înainte, să ții cont de altul. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Asta e libertatea în care a trăit și a slujit apostolul Pavel. El știa cum se explică Scriptura, dar a ținut cont de stările, de situațiile prin care trecea. Avea libertatea să nu-l taie pe Timotei împrejur, dar pentru că lucra cu el între iudei, l-a tăiat împrejur. Dar știa, cred că i-a spus lui Timotei, frate, suportă-și tu durerile astea, că astea nu te mântuiesc, dar să nu punem o piedică lucrării Domnului. Trecem la partea a doua, la robie. Istoria umanității cuprinde multă teroare și suferință. Câți oameni au chinuit pe glob? Ce a adus păcatul? Unii, poate v-ați întâlnit de discuții de genul acesta.
ne condamnă pe noi, pe creștini și Biblia, de ce Dumnezeu nu a abolit sistemul sclavagist din antichitate, prin legea dată de Moise. Puteți spune oricui, și avem suficiente referințe biblice, legile pentru rob din Vechiul Testament erau cele mai favorabile din toată antichitate. Pentru că un rob, dacă fugea de la un stăpân, avea libertatea să se ducă la altul, nu puteai să-l ții rob la nesfârșit, în fiecare generație totul se reseta, tot la 50-le ani moștenirile se împărțeau din nou, era doar un fel de concesionare, existau foarte multe drepturi. Dumnezeu a stabilit acele legi nu ca să favorizeze sclavia, ci ca să ofere oamenilor condiții economice de viață. Existau oameni care nu se puteau descurca. Și în situațiile acelea, nu-i timp acum să le citim, Exod 21, Levitic 25, în mod deosebit, te puteai lipi de un om și îi slujeai ca angajat. El te întreținea, puteai acolo să ai familie. Dar să ne gândim la vremea noastră. Societatea actuală condamnă sistemele din antichitate, din Evul Mediu, dar acum cu băncile, ce spuneam, și cu patronii, și cu stările care sunt acum, nu-i tot un fel de robie? Uneori e mai dură, că sclavul nu avea de plătit taxe. Acum, dacă îți pierzi un serviciu, în mod deosebit pentru cei care au credite sau au de plătit sub o formă sau alta, la stat sau la alte instituții, oamenii sunt foarte dependenți. Dacă stăm să numărăm zilele libere care le aveau cei din antichitate, întreg zilele noastre de concediu și de zile de sărbători naționale. Deci, la o evaluare corectă, ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu i-a avut în vedere pe robi. Legile Vechiului Testament îi favorizau, repet, față de oricare alte legi din antichitate sau din vremea noastră. Ba mai mult, nerespectarea legilor în ce privește tratamentul robilor a dus la pedepse. Nerespectarea anilor de odihnă a făcut pe evrei să se ducă în robie. Nerespectarea, de exemplu, a unui contract de eliberare a robilor conform legii, scrie despre asta în Ieremia 34, a dus la pedepse din partea Domnului și la urgentarea revenirii armatei babiloniene. Da, trecem peste aceste chestiuni de ordin istoric, fizic, la ceva ce are de face cu lecția noastră. Toate robiile, sufletești sau fizice, sunt urmare ale robiei spirituale. Despre asta citim în Deuteronom 28, de la versetul 15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și nu le citim, că până la versetul 68 sunt multe. Dar o parte din ele aveau în vedere robia. Evreii au suportat consecințele neascultărilor prin robie, cum scrie aici, de exemplu, în versetul 32. Fiii tăi și fiicele tale vor fi date ca roabe. Pe mâna altui popor se vor topi ochii de dor, uitându-se toată ziua după ei și mâna ta va fi fără putere. Versetul 41, vei naște fii și fiice, dar nu vor fi ai tăi, că se vor duce în robie. Și ce robii crunte erau, că așa cum spuneam, celelalte popoare n-aveau legi ce favorizau robii ca și evrei. Iată un citat din Neemia 9, unde acest om al Dumnezeu se plânge, dar recunoaște realitatea de ce au ajuns ei robi. Neemia 9, de la versetul 33. Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, că te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Împărații noștri, și enumeră, n-au dat ascultare nici porunci, nici în țările pe care le dădeai, când erau stăpâni în mijlocul multor binefaceri pe care le dădeai în țara întinsă și roditoare pe care le dăduse, nu ți-au slujit și nu s-au bătut la faptelor rele. Și astăzi, iată-ne robi, iată-ne robi pe pământul pe care le-a dat părinților noștri pentru ca să bucure de roadele și de bunurile lui. Dumnezeu era drept. Dar dincolo de aceste robii,
Trecem în Noul Testament pentru a citi din Luca 9 cele mai crunte robii și în vremea noastră, cel puțin în Europa, unde trăim noi, în afară de subjugările astea economice, la care unii singuri se bagă cu capul în joc, cei mai grav acum sunt robii prin dependențe. Dependențe de imagini, de filme, de pornografie, dependențe de droguri. O lume robită de diferite pofte. Luca 9, citesc de la versetul 17, despre un tată și un copil. O gloată l-a întâmpinat pe Domnul Iisus și un om din mijlocul mulțimii a strigat: învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el, îl apuc un duh. Și deodată răcnește, duhul scutură cu putere, așa că băiatul face spume la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Dar nu sunt și acum atâți copii robiți, că se aruncă, cu dau de pământ, cu mâinile, cu picioarele, cu capul, dacă ești de la desene animate. Fel și fel de manifestări incontrolabile și de neîndepărtat. Toate acestea sunt datorită neascultării oamenilor de cuvântul lui Dumnezeu. Și o ultimă mențiune la robie, dar de asta în sens pozitiv, ca să nu fiu înțeles greșit la tot ceea ce am spus. Poporul Domnului, fiecare sfânt în parte, după ce a fost eliberat din robia stricăciunii, cum zice Petru, trebuie să devină o robă a lui Dumnezeu. Dar asta e o robie liberă. E numită robie în sensul că facem ce spune Dumnezeu. Dar facem conștienți, convinși că așa e bine. De aceea cei ce ne văd ne cred robi. Voi trebuie să mergi la biserică, voi trebuie să postiți, voi să vă rugați, voi vă închinați, voi vă purtați așa și așa. Noi cum o percepem? Ca robie sau ca libertate? Să citim cum se comportă îngerii. Psalmul 103, de la versetul 19. Și să ne întrebăm, îngerii sunt robi sau sunt liberi? 103:19. Domnul și-a așezat scaun de domnie în cerul și domnia lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile lui, care ascultați de glasul cuvântului lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui care faceți voia lui. Dar dacă această voie a ajuns să înțelegem că este bună, plăcută și desăvârșită, mai suntem robi? Da, dacă vrei să spui așa. În sensul că ascultăm în mod total. Dar asta este o robie plăcută, care de fapt este libertatea aceea prin care noi suntem conștienți sau recunoaștem că Dumnezeu vede bine și înțelege totul și noi, ascultându-L, facem mai bine ca și cum ne-ar lăsa El de capul nostru. În Roman 6 este dezbătută ideea aceasta. Apostolul Pavel spunea, citesc de la versetul 8, acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că voi și trăi împreună cu Hristos. Și acum versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți ce erați și dați lui Dumnezeu mădurarele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Versetul 16. Nu știți că dacă vă dați robii cuiva, ce înseamnă să fii robul cuiva? Să-l asculți, scrie aici, ca să-l ascultați. Sunt robii acelor de care ascultați. Fie că e vorba de păcat, care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Sau, versetul 22, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, cum se numea Pavel? Rob al lui Hristos. Aveți ca rod sfințirea. Deci, robia asta sau ascultarea este benefică sufletelor noastre. Asta e libertatea, slobozenia Duhului, că Duhul mă călăuzește în ceea ce trebuie să fac. Îmi dă pricepere și eu îl ascult. Se spune că în vremea războiului de secesiune din Statele Unite, știți că partea de sud
a vrut mai mult să păstreze sclavii și pentru că în nord deja deveniseră unele moșii cu oameni liberi, încercau sclavii să fugă și erau urmăriți. Și un astfel de sclav era cât pe aici să fie ajuns, dar a intrat în curtea unui alt proprietar de terenuri. Și acesta i-a spus celui ce voia să-l urmărească, a zis, până aici, în curtea asta eu sunt proprietar. Și cum nu mi-l dai înapoi, a fost robul meu. Dacă a intrat aici, de la poartă încoace, aici este abolită sclavia. Și după ce s-a retras vechiul proprietar, amenințând, robul acesta, gândindu-se că are un stăpân mai bun, a zis, vreau să fiu robul tău. Și a zis, la mine robi nu sunt. Dacă vrei să rămâi angajat aici, ai libertate să o faci. Dacă suntem conștienți că în lumea asta noi oamenii nu putem de capul nostru să facem ceva, independența absolută nu există, noi trebuie să alegem. Robie la păcat și la oameni sau libertate înaintea lui Dumnezeu, care înseamnă un fel spus de robie, dar e o robie plăcută, de fapt este ascultare. Doamne, ajută-ne! Să ne amintim de demonizatul din Gadara, Cechin. Diferența după ce a fost eliberat de Domnul. Știți că se încăpățâna să spună, vreau să vii cu tine. Și Domnul a zis, nu vii cu mine, te duci înapoi la ei tăi și le spui, Marcu 5. Ce a fost aici, libertate sau robie, când a trebuit să asculte? Într-un fel spus, a fost robie, că el voia altfel, nu? Dar Domnul știa ce e mai bine pentru el. Să nu ne separă robie ceea ce Dumnezeu ne cere. Este libertatea că dacă vrei faci, dacă nu, nu. Dar ascultând de Dumnezeu, faci exact ceea ce trebuie. Încheiem. În a privi în viitor, libertatea totală și eternă va fi la proslăvirea din la înviere și la răpire. Este un cuvânt frumos în Isaia, capitolul 14. Atunci vom scăpa numai, nu doar de ce am scăpat când ne-am pocăit. Scăpăm și de limitările ființei umane, de ispite. Aici este o promisiune. Isaia 14:3. Iar când îți va da Domnul odihnă, după ostenelile și frământările tale și după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta. Doamne, ajută-ne să ajungem să o cântăm. Citim și în Romani 8, tot despre perspectiva aceasta, de la versetul 19. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea firului lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciune. Deci noi încă suntem tributari bolii, bătrâneții, morții, libertatea e doar în Duh. Căci firea a fost supusă de șertăciune, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejde însă, că ea va fi zbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte, atenție, de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Acum ni s-a dat libertatea să fim copiii lui Dumnezeu și să-L ascultăm numai pe El. Dar când va veni El, vom avea slobozenia slavei, să fim ca El. Acum suntem încă dependenți de condițiile terestre. Dar când va veni El, și această robie cade. În schimb, și de asta Dumnezeu să ne păzească, robia cea mai cruntă e robia păcatului, sub titlul libertății de a păcătui, asta va fi urmată de o condamnare eternă. Să nu înțelegem libertatea, să nu o confundăm cu dreptul de a ne împlini noi mofturile și firea pământească. Că cei ce stăteau lui Hristos și le-au răstignit, asta ar fi cea mai mare tragedie. Zice în Efeseni, capitolul 2, și de asta este înșelată lumea întreagă. Vedeți câtă dorință după libertate. Să aibă libertate copiii, să aibă libertate femeia, nu cumva, biserica sau bărbatul să pună vreo opresiune. Și oamenii nu văd că de fapt sunt controlați și sunt niște robi cum n-au fost decât în lumea. Efeseni 2, de la versetul 2. Aici scrie de supremația Domnului puterii Văzduhului, a Duhul care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară, atenție. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, asta aparent par libertate, nu? Făceam voile firii pământești, fac ce vreau. Și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți.
Deci diavolul lasă oamenilor impresia că ei sunt liberi să facă ce vor, care cum îl taie cap. Dar în fond îi controlează și sunt robi a unui păcat, a altuia și în general a stărilor, a sistemului lumesc pe care el l-a creat și îl controlează. Mulțumim Domnului de libertatea și de harul care ne l-a dat și așteptăm libertatea deplină atunci când, nu doar spiritual, ci și fizic, în noile identități spirituale, noile corpuri, vom putea să-L slujim pe Dumnezeu și să fim robii Lui, dar într-o libertate absolută. Amin.